Cine ți-a plăcut cel mai mult din echipa FCSB-ului de aseară? Hai să zicem Manu, că a marcat și cel mai mult și e un jucător pe care îl văd foarte, foarte bine în ultima perioadă. L-am și lăudat, îmi place cum a început sezonul, mi se pare perfect calibrat să meargă în sus. Acum să nu se accidenteze și să o continue așa. Indiferent că câștigă echipa, nu câștigă, el trebuie să facă ceva în fiecare joc și ieri chiar a făcut multe. A marcat și a fost decisiv pentru echipa sa. Da. Crezi că ar trebui Man chemat la Naționala de Seniori? Da, dacă mă întrebi așa... Păi nu, după ultimele evenimente. Da. Eu repet, sunt un pic subiectiv. I-am și lucrat. I-aș vedea pe mulți dintre ei. Da. Dar Man, și eu cred că merită sau chiar merita la ultima convocare. Acum mai intervine și acea strategie între selecționeri, pentru că și tineretul avea nevoie de un jucător de mare valoare, dar în principiu eu îl văd ca un jucător pe care trebuie să-l forțezi. Da. Că știm bine, într-o anumită perioadă a carierei ai nevoie de un ajutor. Iar eu cred că ăsta e momentul în care Man merită să fie ajutat pentru ca ulterior să ajute și el echipa națională.